Obținerea înțelepciunii de viață este lucrul cel mai important în rătăcirile noastre. Fără o experiență dură nu învățăm nimic. Viața este un profesor aspru. Din fire, nouă, oamenilor nu ne plac schimbările. Numai situațiile neașteptate, unele experiențe dure, ne pot urni din loc. Datorită acestui fapt, suntem siliți la o dezvoltare continuă. V-ați gândit, desigur, de multe ori, de ce am venit pe lume? Oare pentru a simți un șir de umilințe continue sau, din contră, pentru a trăi în liniște, pace și armonie cu noi înșine și cu cei din jurul nostru? Sensul existenței este unul singur, o dezvoltare continuă de obținere a unor noi experiențe. Viața este un sens în sine. Nu este important dacă locuim într-o casă mică sau într-o vilă mare. Finalmente, acest lucru nu contează. Este important ce suntem noi, ce gândim și ce facem cu viața noastră zi de zi. Universul ne-a dăruit în mod nelimitat o mare încredere și de aceea ne-a înzestrat cu corp și suflet. Folosește fiecare zi pentru folosul tău și al altora. Înțelepciunea nu se învață din cărți, nu se predă la universitate. Este o experiență obținută în timpul trudei intense a vieții de zi cu zi. Cel mai important premiu în acest proces de schimbări, de dezvoltare personală, este forța pe care o obținem în timpul învingerii diferitelor obstacole. Și atunci încrederea în forțele proprii va fi imensă. Nimeni și nimic nu o va frânge. Sunt Margareta Gheorghe și experiența mea de viață, care este cel mai bun capital al meu, mă ajută să împart cu dumneavoastră cunoștințele și priceperile mele în cunoașterea de sine.